Percheziții de amploare în toată țara, peste 300 de descindere au făcut polițiștii în această dimineață, au căutat arme aduse ilegal în România, comandate online și livrate prin curier. Peste 100 de pistoale, puști de tip airsoft și arbalete au fost ridicate din casele suspecților, unii cunoscuți cu antecedente penale. Poliția deschide ușa! Nu peste tot mascați au intrat în forță. Au fost și situații în care i-au luat pe cei căutați cu binișorul. Nu vă speriați la poliție! Hai afară poliția! Deschide poliția! Deschide, hai afară! Stați. 316 percheziții s-au derulat în zorii zilei în toată țara. Polițiștii au mers pe firul vânzărilor făcute de o firmă din străinătate care a comercializat în România, prin internet, arme care nu erau declarate autorităților vamale. Și nu era singura încălcare a regimului armelor și munițiilor. Vânzătorul le livra prin colet direct la domiciliu. Armele erau comandate de persoane care nu dețin autorizație de pe un site din străinătate. Puștile și pistoalele de tip airsoft erau aduse în România prin intermediul unei firme de transport. Persoanele știau foarte bine că aceste arme, deși sunt neletale, sunt supuse autorizării, ar fi trebuit să urmeze anumite cursuri, să susțină o testare psihologică a acele persoane, să fie verificate din punct de vedere medical și, bineînțeles, să nu fie cunoscute cu un trecut infracțional. Conform legislației din România, deținerea unor astfel de arme tip airsoft se poate face doar în baza unui certificat, unei autorizații emise de organele de poliție. Peste 100 de arme au fost ridicate până la această oră, dar și peste 30.000 de cartușe. Ancheta aceasta atât de amplă a fost coordonată de procurorii din Constanța. Acolo vor fi duși toți cei implicați la audieri. Colega mea, Denisa Dicu, vine însă cu mai multe informații chiar acum. Polițiștii au ridicat până acum 100 de arme de tip airsoft, pistoale, dar și muniție și, ei bine, toate acestea ajungeau în România prin intermediul unor firme de transport. Cei care le cumpărau nu aveau autorizație pentru deținere de arme și le achiziționau de pe un site administrat de mai mulți cetățeni străini. În plus, armele și munițiile care erau comandate și erau transportate nu erau declarate de firmele de transport autorităților în momentul în care ajungeau la vamă și în acest dosar de nerespectare a regimului armelor și munițiilor se desfășoară 300 de percheziții în toată țara și sunt efectuate toate aceste descinderi de polițiști din cadrul Direcției de Arme și Muniții din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, coordonați de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Cei mai mulți dintre suspecții vor fi aduși la audieri la sediul poliției din Constanța și în urma audierilor față de aceștia autoritățile vor lua și măsuri legale dacă se impun.